Știu că așteptările sunt foarte mari pentru noua perioadă de programare 2014-2020. Tocmai de aceea am încercat până la această oră să adoptăm cât mai multe programe operaționale posibile și sunt fericită că avem 80% din programele operaționale adoptate. Mai rămân 20% din programele operaționale care vor fi adoptate după revizuirea cadrului financiar multianual. În România, după cum știți, în decembrie, într-adevăr, s-au adoptat programul operațional competitivitate și programul operațional de asistență tehnică. Sigur că programul operațional competitivitate se adresează în primul rând întreprinderilor mici și mijlocii și noi considerăm că întreprinderile mici și mijlocii reprezintă coloana vertebrală pentru orice economie. De aceea, sprijinirea IMM-ului este una dintre prioritățile Comisiei Europene pentru următorii 7 ani. Practic, suma alocată sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii s-a dublat în noul cadru financiar. Vom avea mai mult de 23 de miliarde de euro din fonduri de coeziune dedicate sprijinirii IMM-ului cât mai eficient. Știți, în ceea ce privește domeniile, știți foarte bine că potrivit noii legislații, care a fost adoptată de Parlamentul European și de Consiliu, există 11 obiective tematice. În principal, noi încurajăm cercetarea, dezvoltarea informației și a comunicațiilor, economia, bineînțeles, cu emisii reduse de carbon. Insistăm, bineînțeles, pe energia regenerabilă și transport și, bineînțeles, infrastructură prietenoasă cu mediul. Vom lansa în martie și o platformă la Sevilla privind asistența tehnică în legătură cu modul în care întreprinderile mici și mijlocii sau pot crea proiecte de acest gen, pentru că sunt sume uriașe și unele state și unele întreprinderi nu au creativitatea necesară pentru a ști exact ce poate fi inclus în programele operaționale. Deci, oricum, există instrumente puse la dispoziție de către BEI și pentru diversificarea acțiunii activităților IMM-uri, mai ales în sectoare de creștere economică, de creare de locuri de muncă, există posibilități pentru a avea acces mai larg la finanțări. Știți bine că a existat Jeremy pentru perioada 2007-2013, există inițiativa pentru IMM-uri, noi încurajăm toate statele, inclusiv România, de a adopta această inițiativă, de a folosi instrumente financiare, pentru că, în opinia noastră, este calea cea mai, deși pare sofisticat și mie personal mi se părea foarte sofisticat, dar am văzut exemple concrete, mai ales în țări care au performat foarte bine în ceea ce privește folosirea instrumentelor financiare, țări ca Malta, Spania, Franța. Malta, de pildă, acum 20 de ani, era evident că nu și a fost surpriza Uniunii Europene să performeze atât de bine în privința instrumentelor financiare. Deci, practic, cred că trebuie făcut un efort pentru folosirea acestor instrumente financiare. Și sigur că este evident că, așa cum spuneați, așteptările potențialul beneficiar sunt foarte mari pentru că sumele sunt foarte mari. Ați recomandat și autorităților naționale aceste exemple de bună practică în instrumente financiare pentru că la noi până acum, așa cum ați spus, a existat numai Jeremy, un singur model practic și exemple mai sofisticate nu s-au aplicat și nu știm cum se vor aplica în continuare, deocamdată nu există nimic clar stabilit la nivel național. Fiecare stat membru poate avea discuții cu Banca Europeană de Investiții în legătură cu instrumentele puse la dispoziție de către aceasta pentru statele membre. Pe de altă parte, în toate întâlnirile pe care le-am avut cu miniștrii veniți din România, inclusiv cu ministrul Teodorovici, am ridicat această problemă a instrumentelor financiare ca un obiectiv clar al Comisiei Europene de a dubla în perioada următoare folosirea instrumentelor financiare. Sigur că fiecare țară își face o analiză economică, fiecare stat membru și decide în ce măsură poate folosi într-o măsură mai mare instrumentele financiare, dar nu e vorba
Instrumentele financiare pot fi folosite nu numai pentru sprijinirea IMM-ului, ci și pentru eficiența energetică, dezvoltarea urbană. Orașele pot folosi instrumente financiare, turismul, în domeniul turismului pot fi folosite. Am dat exemplu acesta al primei case, care e un exemplu foarte bun în măsura în care se folosesc instrumente care practic multiplică finanțarea privată și asigură un impact cât mai mare al programelor respective. Legat de lansarea programelor operaționale, programul Capital Uman nu a fost încă aprobat la nivelul Comisiei Europene și nici cel regional. Și mă refer la acestea pentru că și aici sunt fonduri disponibile pentru mediul privat. Ne puteți spune în ce stadiu sunt și când se așteaptă un răspuns? Deci programul de competitivitate și asistență tehnică au fost adoptate în decembrie. S-au făcut deja prefinanțările. Și bineînțeles că urmează ca statul membru să creeze acele grupuri de comisii de monitorizare pentru a selecta proiecte pentru perioada următoare. Celelalte programe operaționale sunt în curs de dezbatere și negocieri între Comisia DigiRigio și ministere. Din câte știu eu, sunt observații minore, mai ales pe transport. În ceea ce privește programul regional, e vorba de această prevedere din legislație privind concentrarea de fonduri europene. Am avut și o discuție cu comisarul Hogan în ceea ce privește dezvoltarea rurală, pentru că România are această particularitate privind existența 45% din populație în mediul rural. Satul românesc nu se compară cu satul din Franța sau cu cel din Germania. Deci trebuie să ne adaptăm acestor și o să facem și o vizită comună în România, împreună cu comisarul Hogan, în luna viitoare.